este... mai degrabă un loc la care să meditezi mai mult decât să vorbești prea mult. Imaginea aceasta a Domnului Iisus Hristos în toate aceste atribute, în toate aceste calități, însușiri, care îl recomandă ca pe acela pentru care merită să slujești. Apostolul Pavel, după ce face prezentarea acestui tablou, vorbește apoi despre slujba lui. Slujba lui este legată de persoana unui Mântuitor desăvârșit. Și pentru că slujba lui este legată de o persoană desăvârșită, el încearcă să-i convingă, să ne convingă că trăim această stare de har în care noi în Hristos și Hristos în noi ne face și pe noi, ne aduce și pe noi într-o stare de perfecțiune, pentru că apostolul va încheia capitolul: iată la ce lucrez eu, pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Vorbeam despre, cu altă ocazie, despre imaginea unei biserici plictisite. O biserică de nume, poate, o biserică în care sunt prezenți mulți, o biserică mare și există mirajul și astăzi a unor biserici care să se înmulțească și să ajungă biserici mari. Numai că pe măsură ce o biserică este mai mare, cu atât mai greu este ca prin Duhul Sfânt să poți recunoaște cu adevărat pe aceia care sunt copiii lui Dumnezeu. Pentru că așa cum vom vedea, în această desfășurare de perfecțiuni, apare dintr-o dată un dacă. Negreșit, dacă. Pare tulburător. Este vorba de versetul 23. De fapt, în momentul în care apostolul încheie seria celor 7 perfecțiuni ale Domnului Iisus Hristos, redate în prima parte a capitolului până la versetul 20, apostolul descrie puțin ce a însemnat această slujbă a împăcării. Pe voi, începând cu versetul 21, pe voi care odinioară erați străini și vrășmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, el v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină. Și apoi, dintr-o dată, apare versetul 23, care parcă ne strecoară un fior. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei, pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Este un verset și chiar fratele Teodor Popescu, în cartea Explicațiile, Meditațiile la Coloseni, este cartea pe care am distribuit-o ultima oară, mai sunt disponibile, nu știu dacă acum mai sunt pe aici, e o carte utilă să o citim și
Cum vine acest dacă? Negreșit dacă rămâneți mai departe. Să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină. Ce înseamnă acest dacă? Este oare un apel la eforturile noastre? Așteaptă Dumnezeu ceva de la mine? Despre ce este vorba aici? Negreșit dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință. Siguranța mântuirii se leagă despre un alt mare adevăr al perseverenței sfinților. Copiii lui Dumnezeu sunt oameni care stăruiesc, care rămân neclintiți, care rămân întemeiați. Acea temelie despre care vorbea și Domnul Iisus, acea casă așezată pe temelie, pe stâncă, acea casă pentru care se sapă adânc până se ajunge la un teren stâncos pe care să se poată așeza, și stânca, spune cuvântul, stânca era, este și rămâne Domnul Iisus Hristos. De aceea spuneam că imaginea Domnului Iisus Hristos în toată perfecțiunea Lui, în ceea ce este El și în ceea ce lucrează El pentru noi. Și așa cum am văzut de la versetul 21, se este detaliată această împăcare a noastră realizată de Domnul Iisus ca să ne facă să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu sfinți, fără prihană și fără vină. Lucrul acesta s-a realizat în moarte. Trăirea acestei condiții se face tot prin moarte. El a murit odată pentru totdeauna, așa cum amintea fratele mai devreme. Ca să stăm în prezența lui Dumnezeu într-o poziție de oameni curați și sfinți, aici, jos pe pământ, copiii lui Dumnezeu perseverează în sfințenie. Dacă ați murit împreună cu Domnul Iisus, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Este nevoie de, și fratele Teodor Popescu dădea exemplul acesta, zice, imaginați-vă, ca să ne ajute să înțelegem, imaginați-vă un tată cu copilul lui pe creasta unui munte, într-un loc foarte periculos. Tatăl îl ține strâns de mână pe copil și îi arată, vezi, uite-te ce prăpastie mare este în fața noastră. Dacă nu te-aș ține strâns de mână, dacă tu ai forța să te smuci din mâna mea, ce s-ar întâmpla cu tine? Și atunci copilul ce-ar răspunde? Lasă-mă, tată, că mă descurc singur. Ar fi o nebunie. El atunci, copilul, s-ar strânge și mai aproape de tatăl, de mâna tatălui, și va strânge și el la rândul lui mâna tatălui, tocmai pentru că este certitudinea rămânerii lui în viață. De aceea spuneam că bisericile, așa cum era și biserica din Colose, au nevoie de acest dacă, pentru ca oamenii care vin și ascultă cuvântul lui Dumnezeu să fie cercetați. Oamenii care au primit doar la nivel mental, fără experiență de credință personală cu Domnul Iisus Hristos, care au primit la nivel mental, teologic, niște adevăruri, dar care, în baza unor adevăruri pe care noi nu ne sfim să le proclamăm și să le repetăm, pot ajunge la concluzia aceasta: păi eu sunt și eu mântuit și atunci pot să trăiesc oricum vreau. Asemenea oameni trebuie ajutați să-și dea seama de înșelăciunea în care se află. De aceea cuvântul lui Dumnezeu se adresează, și mai ales dacă ne gândim la Colose, acolo erau oameni
care veneau cu o erezie. Acei oameni spuneau și ei că sunt parte din biserică, erau membri ai bisericii, erau cunoscuți, erau recunoscuți și veneau să infiltreze adunarea cu lucruri străine, cu experiențe speciale. Și atunci apostolul vine să-L prezinte pe Domnul Iisus în toată strălucirea Lui, în toată superioritatea Lui. Pentru ca oamenii să realizeze, nu avem nevoie de altceva, avem totul. Pentru că Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Nu avem nevoie de alte experiențe, nu avem nevoie de alte explicații. Și Apostolul Pavel, după ce face această prezentare și după ce adresează acest avertisment, se prezinte și el pe sine ca cel care, al cărui Evanghelia, al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel. Am fost făcut slujitor. Așa a hotărât Dumnezeu. Și ne aducem aminte că hotărârea lui Dumnezeu a fost fermă pe drumul Damascului și Apostolul Pavel va fi oprit din nebunia lui, va fi oprit și drumul lui din momentul acela va cunoaște o cu totul altă coordonată. Pentru că Apostolul vine mai departe și spune iarăși niște cuvinte pe care trebuie să le înțelegem atent. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Iarăși aici o lectură superficială, ai zice că e posibil oare ca Domnul să nu fi suferit îndeajuns pe crucea Golgotei? Oare sunt incomplete suferințele Domnului Iisus în jertfa Lui, în jertfirea Lui? Nu, nici de cum nu despre aceasta este vorba. Suferințele Lui Hristos pentru trupul Lui care este biserica. Ne aducem aminte, pentru că am amintit și de momentul întâlnirii lui Saul cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? Domnul nu mai era pe pământ. Eu sunt Iisus pe care Tu îl prigonești. Știa Saul ceva de așa ceva? Nu. El prigonea, în opinia lui, niște eretici, niște oameni care s-au rătăcit și voia să facă curățenie. Și se împlinea un cuvânt profetic din Zaharia: cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. Suferințele Domnului Iisus pentru mântuire au fost odată pentru totdeauna și urmează a doua parte a suferințelor Domnului Iisus pentru biserica Lui. Și când ne gândim cât a suferit biserica Lui în acești aproape 2000 de ani de existență, câtă suferință pentru Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul se bucură în aceste suferințe pentru că este și el parte din suferințele care îl ating întâi pe Domnul Iisus Hristos. Suferă un mădular, tot trupul suferă împreună cu el. Este atins un mădular, primul care suferă este capul, este Domnul Iisus Hristos. De aceea, când ne gândim la câtă suferință este astăzi în biserica Domnului Iisus, ne gândim ce povară de suferință este pentru Domnul nostru. Privind la stadiul prin care, diferitele stadii prin care au trecut biserica și stadiul acesta la zi, câți oameni mai suferă pentru Domnul Iisus?
și ne-am adus aminte și ne aducem aminte și acasă și în rugăciunile noastre particulare și în rugăciunile noastre publice, ne aducem aminte doar de un flash, suferința acestei familii, care este cutremurătoare. Și ne gândim și povestea cineva, zice, măi frate, o soră îmi spunea, zice, parcă niciodată nu m-a durut la modul fizic durerea acestei familii. Zice, când mă gândesc că stă acasă și nu-și mai găsește rost. Dar câte suferințe sunt în Biserica Domnului Iisus? Câtă suferință pentru capul bisericii, pentru Domnul Iisus Hristos. Și ce mult ar trebui să ne sensibilizeze și pe noi gândul acesta, suferințele Domnului Iisus pentru biserică, Doamne, câte au fost și câte vor mai fi oare până la revenirea Lui. Încă mai sunt de împlinit suferințe pentru trupul Domnului Iisus. Suferințe pe care, repet, le primește întâi de toate El. Și pentru că le primește El și pentru că suntem într-o relație cu El, trebuie să le simțim și noi. Dacă relația noastră este vie cu capul nostru, atunci trăim experiența acestor suferințe în viața noastră. Nu știm multe din suferințele fraților noștri de pe fața pământului, dar sunt atâția frați care sunt aproape de noi și îi cunoaștem și ale căror suferințe ne sunt cunoscute, pentru că îi știm. Ce mult ar trebui să simțim cu frații noștri. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Iată, privind la perfecțiunile Domnului Iisus, El este capul, da, dar tocmai pentru că este capul, este primul care suferă împreună cu biserica Lui. Slujitorul ei am fost făcut eu după ispărmicia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Și apostolul explică, a mai explicat și în alte epistole, această taină descoperită n-a fost cunoscută în vremurile trecute, în vremurile Vechiului Testament, dar a fost descoperită acum sfinților. A fost descoperită și suntem chemați să trăim realitatea unei taine descoperite. Și cei din jurul nostru să vadă ceva tainic care se descopere în ființa noastră. Ceva care pare să n-aibă explicație. Așa cum amintea și fratele Lucian, când trăim prin credință, când trăim această condiție de oameni care rămânem neclintiți, întemeiați în credință, trăim realitatea aceasta a unor lucruri pe care oamenii le văd la noi, dar nu și le pot explica. Pentru că explicația este doar înăuntru, în casă. Explicația este doar relația noastră cu capul și relația noastră între noi ca frați prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mădulare, membre ale trupului spiritual al Domnului Iisus Hristos. Mărturia puternică a unei taine descoperite pe care oamenii nu o pot înțelege. Stau și se minunează oamenii acum cum e posibil că așa dintr-o dată să se aprindă un foc așa de mare a unor manifestații și a unor proteste în țară și în toată lumea. Și nu-și explică oamenii, încă oamenii înțelepți. Zice, ce i-o fi apucat pe pocăinții ăștia? Este de neexplicat. Pare o ciudățenie. Zice, atâtea probleme sociale am avut. Chiar citeam de curând opinia unui mare înțelept, cu ghilimele de rigoare,
Și atâtea probleme sociale în ultimii 25 de ani am trecut prin atâtea probleme și nimeni nu s-a scandalizat atât de mult. Și acum, dintr-o dată, pentru o familie de pocăiți, toată lumea ia foc. Este o taină. Este taina trupului Domnului Iisus și când un mădular sufere, iată că se poate crea acest curent. Și cu cât știu mai mult, cu atât copiii lui Dumnezeu ridică glasul. Ridică glasul înaintea lui Dumnezeu și ridică și glasul înaintea autorităților. Faceți ceva. Dar ce v-a apucat, oameni buni? Ei, nu știți ce ne-a apucat. Dar ei sunt frații noștri. Facem parte din același trup. Suntem din trupul Domnului Iisus Hristos. Îl doare pe El, pe Domnul Iisus. Și pentru că îl doare pe El, ne doare și pe noi. Iată o taină descoperită. O taină descoperită care devine o puternică mărturie pentru cei din jurul nostru. Domnul să ne dea har să putem realiza în ce poziție de favoare ne aflăm înaintea lui Dumnezeu și în ce poziție de responsabilitate ne aflăm înaintea oamenilor. Pentru că trebuie să ducem un mesaj, dar mesajul nostru este ca o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor atunci când este lipsit de substanța relației cu Domnul Iisus capul și cu noi ca frați prin Duhul Sfânt. Când viața noastră e lipsită de substanța unei vieți noi, inexplicabile, atunci vorbele noastre, mărturia noastră rămasă doar la nivelul vorbelor, e așa cum spune Scriptura, o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Domnul să ne ajute să putem plânge cu cei ce plâng și să ne putem bucura cu cei ce se bucură. Avem motive să ne bucurăm. Avem motive să fim plini de nădejde, pentru că Cel ce este de partea noastră este Domnul Cerului și al Pământului. Dumnezeu a găsit cu cale să așeze toată plinătatea în El. El este Domnul Iisus, Mântuitorul nostru. El este Domnul Iisus, capul bisericii. El este acela în fața căruia ne închinăm și dăm slavă lui Dumnezeu pentru toată starea de har în care suntem.